Aș vrea, în continuare, să vă aduc în față un alt adevăr, care este mesajul nostru și ce face ca să devenim separați de lumea aceasta. Mă întorc la cuvintele Domnului, Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Sunt câteva adevăruri pe care Domnul le afirmă aici. De la versetul 14. Le-am dat cuvântul tău. Biblia face diferența între noi și lume. Dacă o citești, vei vorbi diferit. Vei avea un alt mesaj. Dacă crezi și gândești la ceea ce este aici, vei avea o înțelepciune. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Pentru că de îndată ce oamenii văd că avem o altă gândire, da, gândirea noastră e specifică cuvântul. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iar toată lumea zace în cer rău, având un șef mincinos, să-i spunem. Așa îl definește Scriptura. Iată, dragii mei, ce ne diferă pe noi de ei. Noi citim Biblia, ei citim ziar. Noi ascultăm o predică, ei ascultă știri. Noi ne gândim la Împărăția lui Dumnezeu, ei se consumă doar cu ceea ce este în lumea aceasta. Cu aceasta se alimentează, aceasta le oferă plăcerile de o clipă ale păcatului și vom vedea în lecția care va urma după pauza de cântare sau de rugăciune ce vom lua, vom vorbi despre etica creștină. Gândirea noastră, conceptele și modul în care ne raportăm la viață și diferitele domenii de activitate, toate sunt determinate de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru lumea aceasta cuvântul nu are nicio valoare. Pentru noi are valoare de adevăr. Pentru noi Scriptura este statutul de credință în biserică, în familie, la servici, este îndrumătorul pentru toate domeniile vieții. Și ne putem verifica dacă are pentru noi cuvântul lui Hristos valoare, dacă aparținem sau nu alte împărății, pentru că fiecare țară, fiecare împărăție are un anumit statut, o constituție și diferă fundamental una de cealaltă. Mi-amintesc că am fost odată la o părtășie cu tinerii la Zalău, a fost o pauză de amiaz, ne-am reîntâlnit după masă și vine mămica unei fete și zice, frate, m-am bucurat de fata noastră că astăzi mi-a spus acasă, mamă, în ultima vreme am înțeles și astăzi mi s-a conturat mai mult, că a fi al lui Dumnezeu înseamnă să fii total diferit de lume. Deci, sub nicio formă lumea nu se pot împărta. Fie că ei se ghidează după o rațiune materialistă, cum era perioada comunistă, marxist-leninistă, cum îi spuneam noi, ei. Fie că este un alt concept al economiei de piață, fie că este o gândire umanistă, orice ar fi ea, diferă total de adevărul biblic. Și când noi trăim acest adevăr și când mai mult vestim acest adevăr, dintr-o dată ne dăm seama că suntem în tabere opuse. Și cum spunea cineva, dacă diavolul și lumea nu ți-au stat împotrivă până acum, să fii sigur că mergi în aceeași direcție cu ei. De îndată ce te-a ales, Domnul, de îndată ce te-a scos din lume, de îndată ce cuvântul ți este normă de viață, de credință, ești împotriva lumii, sau mai exact, lumea îți este împotrivă. Haideți să recapitulăm aceste noțiuni sumare pe care le-am spus. Am cules așa din toate, din câteva lecții. Ce înseamnă a fi creștin? Să aparții de Hristos. Să fii urmașul Lui, să-L aștepți și în atât de mult să fii una cu El. Îmi place prezentarea care are Apostolul Pavel Roman 6, acolo scrie de patru ori cuvântul împreună.
Ne-am făcut una cu El printr-o răstignire asemănătoare cu a Lui, una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, una cu El printr-o îngropare, una cu El într-o viață nouă. Evident, toate în ordinea asta. Că și numai răstigniți mor, numai oamenii mor sunt îngropați și numai oamenii mor poți să învie. În atât de mult trebuie să fim al lui Hristos încât să fi parcurs întreg procesul acesta. Am fost răstigniți cu El, am murit cu El față de lume. Am fost îngropați la oriceva cei morți cu lumea asta. Au votat cei morți acum, de curând? Le face cineva cadou la sfârșitul anului cei morți? Nu, nu m-am absolut. La noi procesul s-a realizat printr-o gândire. Spune acolo în continuare, socotiți-vă morți. Da, numai că dacă am parcurs acest traseu a ieșirii noastre din lume, în mod automat, cu moarte n-a putut să ține pe Domnul Hristos. Și noi aparținem lumii lui Dumnezeu. Amin. Scrie acolo în Roman 6, la un moment dat, de la versetul 16. Hai, mai pe scurt, trec direct la versetul 22. Dar acum tot ce spus, izbăviți de păcat, v-ați făcut robi al lui Dumnezeu. Deci, ai ieșit dintr-o lume, ai trecut din oficiu în tabăra cealaltă. Aveți ca o sfințire că a sfârșit viața veșnică. Doamne, o așteptăm. Amin. În lumea aceasta, trebuie să fim conștienți că suntem urâți. Că aparținem unor tabere care sunt într-o luptă pe viață și pe moarte. Război în cer, vai de tine pământ și mare, în final război pe pământ. Diavolul ne urăște prin oameni. Noi suntem caracterizați de iubire față de oameni. Asta e altă natură. Noi în lume ne folosim de ea ca și cum nu ne-am folosit, ce Pavel în Corinteni capitolul 7, dar totuși avem un mare interes în lumea aceasta. Îl reprezentăm pe Dumnezeu în transmiterea unui mesaj evanghelic. Și ceea ce ne separă total și ne duce în direcții diferite este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Care ne aparține doar nouă, pe când lumea aceasta are total alte convingeri, o altă gândire. Așadar, dacă acest cuvânt al Domnului Hristos ne-a separat, vă propun după cântarea sau rugăciunea ce va fi, să ne întoarcem la cuvânt pentru lecția care urmează, etica creștinului în lume. Sau, cu alte cuvinte, care sunt normele de bine și rău, ce etalon are creștinul, ce este păcat, ce nu este păcat. Ceea ce putem să facem sau nu putem să facem, ceea ce place Domnului, ceea ce nu place Domnului, ceea ce ne încadrează și caracterizează ca și oameni ieșiți din lume, ca și creștini, sau ca oameni care încă, cum zicea Pavel în Corinteni 3, sunteți tot lumești, ceea ce ar fi cea mai tragică situație. Să-ți ți se spună creștin și să fii lumesc. Sau cum există sintagma asta, care nu este corectă. Creștin firesc. Ori creștin, ori firesc. Ori aparțin lui Hristos, ori nu aparțin. Dar asta este câteva minute. Referitor la ce le spuse până aici, s-au venit două întrebări. Una legat de modul în care am prezentat eu lumea, în sensul că este irecuperabilă, fiind sub dominația totală a diavolului. Și întrebarea suna cam așa. Trebuie, putem să facem ceva pentru a îmbunătăți lumea aceasta sau tot ceea ce putem să facem este să ne salvăm noi. Evident că noi trebuie să ne aducem contribuția la îmbunătățirea societății. Așa după cum scrie în Timotei capitolul 2, să putem duce o viață pașnică și lezită cu toată cinstea, toate evlavele. Și lecțiile ce urmează, cea din seara asta și cele din două de mâine seară, se ocupă și de aceste aspecte. Eu am spus doar că nu se va putea schimba sistemul, ceea ce este lumesc va aparține diavolului, dar diavolul poate fi lăsat să-și facă, zis așa mai simplu,
de cap în toate, sau lucrurile pot să fie păstrate într-o situație mai bună. Cum, de exemplu, să fac referire la sistemul politic, nu uită până să avem un guvern sau un președinte total corupt, un fel de partid, stat și cu baron local, o să fie cât de cât democrație, măcar să se mai vâneze unul pe altul și să stăm noi mai liniștiți că nu ne asupresc fără nicio opreviște. O a doua întrebare era referitoare la modalitățile de evangelizare. Pe pagina de care spuneam, dragoste pentru adevăr, cumva acolo există tot 10 lecții legate de evangelizare, printre care și de diferitele metode. Eu cred că existența noastră în lume ne creează mai multe posibilități de evangelizare. Orice om pe care îl întâlnim, în mod regulat, mă refer la colegi, la vecini, este un om care ne este dat în lume să-l evangelizăm. Orice om pe care îl întâlnim în mod ocazional, într-o parcare, călătorind cu trenul, stând undeva la rând, este o nouă ocazie să spui ceva despre Domnul. Uneori chiar Dumnezeu pregătește anumite întâlniri și creează ocazii de evangelizare. Îmi vine în minte cazul meu frate taximetrist din Timișoara, pe care Domnul l-a trimis în timp ce se ruga să meargă la ieșire în Timișoara spre Sfântul Nicolae, acolo sunt 2000 la ocazii, să le ia să le duc acasă fără bani și să le vorbească pe drum. Una dintre ele s-a pocăit în ziua aceea. Puțin mai târziu, soțul ei, 3 luni mai târziu, știi, cunosc personal, și apoi toată familia lor. Când s-au încadrat în biserica de Mihai, județul Timiș, au aflat că Domnul, printr-un mesaj profetic, a spus că va chema la mântuire o familie întreagă din lume. Se vor mântui cu toți. Există posibilități și de evangelizare prin media. Eu, prin harul Domnului, mă ocup împreună cu alți frați de o revistă pentru educarea copiilor, adolescenților, de alta pentru cei maturi, pentru familie, și m-am izbit de lipsa de viziune a unor frați care nu înțelegeau nevoia de a scrie. Și ne-am spus la unii, ceea ce a scris Pavel a avut mai mari rezultate decât ce a predicat Pavel. Chiar și internetul, cu mențiunea necesară că este încărcat de păcat, poate și trebuie fi să fie folosit, de aceea și vă indicam o pagină unde postăm diferite materiale, pentru că trăim într-o eră digitală. N-ar fi normal doar să ne folosim de internet, să scoatem un bilet pe internet, să comandăm anumite produse, să beneficiem de niște reduceri pentru că le comandăm online și să nu transmiteți un mesaj online, nu? Prin posibilitatea aceasta de a comunica cu oameni, prin telefonie, prin toate mijloacele. Pe lângă evanghelizările publice se pot face, la care, bineînțeles, se adaugă misionari care se duc în toate părțile. Avem și din biserica noastră oameni plecați, au fost plecați în țară, plecați și în afară. Pentru că evanghelizarea este, îmi place, o anumită definiție a evanghelizării. Evanghelizarea este dorința inimii lui Dumnezeu. Pe baza versetului 1 Timotei 2, care dorește, și în Petru de asemenea 2 Petru 3, care dorește. A evangheliza înseamnă a împlini dorința inimii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim în ton cu Tine.